Dragi și prieteni, astăzi ne vedem la o rețetă scurtă, așa mai ad hoc și după cum puteți să vedeți, nu sunt nici în bucătăria mea, sunt la job unde lucrăm, unde lucrez, da? Și le pregătim la băieții care muncesc aici, le pregătim niște cârnați de porc românesc, așa, prăjit la cuptor și le pregătim o fasole în stil mexican, care le place, vă arăt imaginea. Deci aici am pregătit baconul, da? Aici am pus ceapă multă, să zic așa. Aici am niște condimente, o să fie niște jalapeno. Haideți să vă arăt, o să fie, asta este fasole, într-adevăr este fasole la conservă. Și ăștia sunt cârnații care îi vom pune la cuptor, da? O să revenim și cu chestiunea asta. Și o să încerc să vă arăt toată rețeta și la sfârșit cum o să arate toată această chestiune. Și mai am aici încă un condiment foarte fain, credeți-mă, e foarte bun, chiar dacă se folosește la pui, dar dă un gust fantastic, o să vă spun mai multe. Este o improvizație, este o chestie care într-adevăr este foarte gustoasă. În funcție de cum evoluăm cu gătitul, o să mai filmez. Mă repet, este o filmare făcută așa, foarte nu în condițiile normale, cu lumină, cu Vlad în spatele camerei și așa mai departe. Eu, fără nimeni. Ok, revenim. Dragii noștri prieteni, revenim. Am pus și jalapeno. V-am arătat, având în vedere că filmez singur, v-am spus, fără Vlad. Da, nu le am toate în ordine, dar e ok. O să încerc să le respect pe data viitoare. Da, am pus și jalapeno și lăsăm un pic să se călească, să se prăjească și jalapeno cu ceapa. Am mai pus acest condiment de care v-am spus. Este un condiment care noi îl găsim aici în America, este foarte bun, mexican, îl folosesc și dă un gust fantastic și un flavor la pui. Așa, și o să revenim cu următoarele etape. Revenim acum și cu baconul prăjit, da, am aici un coleg, Nea Mircea, care mă ajută. Ai, ce fumăraie, e ok, nu e nicio problemă. Așa, îl punem și pe el. Și după care îl omogenizăm acolo înăuntru, așa. Mulțumesc, Nea Mircea. Și îl omogenizăm acum un pic înăuntru acolo cu ceapa și cu jalapeno. Îl lăsăm și pe un pic să se mai prăjească, să-i spunem așa, să se întrepătrundă aromele. După care vom veni cu usturoi. Usturoi nu-l vom lăsa mult, mai puțin, pentru că nu vreau să-l ard pentru a avea un gust mai amărui. Cei care gătiți și stați în bucătărie știți lucrul acesta și nu e o noutate. Așa, o să revenim următoarea etapă. Acum vom pune usturoiul, l-am pisat, așa, punem usturoiul acolo înăuntru. Așa cum v-am spus, nu voi lăsa foarte mult usturoiul să stea, pentru că nu vreau să-l ard, așa. Și, da, îmi cer scuze de stângăcile cu filmarea, dar v-am spus, cu o mână amestec în oală și cu cealaltă țin camera. Deci lăsăm usturoiul puțin, puțin, doar după care o să revenim cu... O să revenim cu fasolea. Revenim când punem fasolea. Înainte de a pune fasolea, dragii noștri prieteni, o să vă arăt ce condimentație am pus. Deci, înainte de toate, am pus puțină sare peste ceapă. Aici am oregano. Așa. Gramajele o să încerc să vi le las în descriere. Aici am... Dar totul se face practic după gust. Aici am piper cayenne. Așa. Ăsta se poate pune din abundență pentru că pentru cine le place iute, da? Pentru că este un o mâncare iute, este mâncare mexicană. Aici este, mă scuzam, nu v-am arătat, chili powder, da? Și în asta se pune mult pentru că trebuie să fie iute. Așa, se mai pune, atenție, cumin, nu chimen, deci nu chimenul care îl știm noi, dar ăsta un pic după gust pentru că este foarte puternic aroma. Așa, după care începem și omogenizăm. Puteți să puneți și după ce puneți fasolea și așa mai departe, dar eu am zis că o pun acum înainte de a pune fasolea. Le omogenizez puțin, după care revenim cu pusul fasolei. Dragi și prieteni, revenim să mai pun, așa cum am spus, pun un pic de piper acum și o să mai punem ulterior. Toată această mâncare se poate face un pic mai, mult mai condimentată. Mă repet, poate nu v-am spus de la început, este o mâncare foarte condimentată și mai pun acest condiment pentru... Este, zice, pentru pui. Ei îl folosesc mult la pui pentru că mâncă mult pui, dar nu neapărat merge la pui. Merge la orice, credeți-mă, pentru că nu este prima oară când am făcut. Este adevărat, tot ce vedeți aici este o chestie reinterpretată și adaptată de mine la gusturile. Suntem aici câțiva români,
colegi de-a mei și am adaptat toată chestiunea aceasta. Așa. Am terminat de pus și condimentația. Omogenizez puțin, după cum vedeți, iasă un amestec destul de interesant, ca un fel de chili con carne, să zicem așa. Revenim după ce punem fasolea. Dragilor și prieteni, am revenit după ce am pus fasolea. Mă repet, încă o dată mi-a fost un pic mai greu să vă arăt în timp ce am răsturnat fasolea în oală, dar am pus fasolea și am revenit cu filmarea. Omogenizăm acum foarte bine fasolea, după cum vedeți. Am să vă spun câteva cuvinte privitor la practic cu gramajele, pentru că totul este făcut la ochi, vă spun foarte, foarte sincer. Voi încerca să și sper să pot lăsa în descriere. Voi încerca de altfel să vă și spun câteva cuvinte și practic ce am făcut. Așa. Acum, așa cum v-am spus, deci avem am pus circa, atenție, foarte, foarte mare ce vă spun, am pus circa 11 cepe mari tăiate julien, după cum ați putut să vedeți. Am pus bacon, baconul în funcție de preferință. Puteți să puneți mai mult sau mai puțin, pentru că știu că oamenilor cu care eu lucrez le place, am pus bacon mai mult. Acum, noi avem aici baconul, pot să spun așa, am pus cred că și în circa un kilogram și de bacon, vă spun sincer, am pus tăiat feliuțe. Haideți să vă spun câtă fasole am pus, mă uit acum pe canurile acestea și să vă spun. Deci, odată un can mare are 3,3 kg. Hai să întorc un pic să vă arăt, da? 3,3 kg. Un can mic are 1,550 kg. Un kil 560, pardon. Așa, deci în canurile astea 6 kg și, da, 6 kg vreo 300, 6 kg 400. Bine, cu zeamă ce mai era în ele și așa mai departe. Eu cred că un 5 litri, cum se spune la noi în România, de fasole, cred că la oala asta, ce fac eu, într-adevăr fac o oală mare, este vorba de vreo 20, este vorba de vreo 25 de oameni. Eu am făcut oala asta, da, în fine, mai mare, mi-o s-o adaptați după. Așa, ce am vrut să vă mai spun, am pus 4 jalapeno, se poate pune un ardei verde, așa spune într-un fel rețeta, eu am adaptat cu jalapeno, usturoi după gust, sare după gust, piper după gust, acest condiment și neapărat așa cum v-am arătat, deci oregano, se poate pune liniștit 5-6 lingurițe de oregano, pentru că oregano îi dă totuși o aromă mai plăcută, acum cine nu dorește spicy, cine nu dorește mai iute, poate să pună numai puțin piper cayenne, sau cayenne, depinde acum de pronunție, chili powder să nu pună, sau foarte puțin, puteți să puneți doar boia, asta în funcție de cum dorește fiecare. Încă o dată mă repet, este o mâncare asemănătoare cu chili con carne. Chili con carne este o mâncare iute, o mâncare spicy, da? Cum spun americanii, în special la mexicani. Și asta este o mâncare care trebuie să fie un pic mai iute, da? Pentru că așa se mănâncă. Dar se poate adapta în funcție de nevoile fiecăruia. Așa. Am pus acum fasolea, după cum vedeți, întorc din nou la fasole, la oală. Am pus acum fasolea și o voi lăsa până un pic începe să dea un cloc, după care o voi reduce la un foc mai mic și o vom lăsa să fiarbă încet. Tot timpul vom amesteca nea pentru, chiar dacă am o oală foarte faină, vă spun sincer, cu un fund dublu, să-i spun așa. Noi am pus și o placă, pentru că totuși este o oală mare și se fierbe câteva ore. Se fierbe poate undeva la o oră jumate, două, depinde și de cantitatea care o faceți. V-am spus, tot ce v-am spus este cantitatea mea. Cine dorește să o facă, credeți-mă, este extrem de grozavă. Puteți să o faceți și să o reduceți la cantitățile dumneavoastră. Practic, este o mâncare care eu am adaptat-o după cum am considerat eu de cuvință. V-am spus, asta este una dintre mâncărurile care, așa cum am făcut foarte multe rețete și am spus-o în filmulețele noastre, sunt rețete reinterpretate, da, de mine sau de noi, sunt pentru că le-am încercat. Deci n-am venit să vă fac prima dată să vă prezint prima dată, pentru că o fac pentru prima dată, am mai încercat această mâncare. Eu mă uit după reacțiile oamenilor și dacă reacțiile oamenilor au fost ok și le-au plăcut, am zis ok, eu personal nu mănânc foarte iute, dar de gustat voi gusta în fine. Și chiar credeți-mă, nu sunt adept unei mâncări iuți, dar este grozavă, este gustoasă. Mă repet, și condimentația care eu am adaptat-o, pentru că ați văzut, vine ceva și spune, băi, tu pui condimentul ăla de pui și fasole cu porc, cu bacon, credeți-mă, merge.
De aceea se numește o mâncare reinterpretată. Mare atenție pentru cei care câteodată mai contrazice și spuneți că nu e adevărat. Este adevărat. Una e reinterpretarea, jucați-vă în bucătărie și să mă întorc la ideea mea de bază. Așa cum v-am spus, este una dintre mâncărurile care ne permite să ne jucăm. Asta îmi place la bucătăria mexicană. Îți permite să te joci cu arome, îți permite să te joci cu bucăți de carne sau cu ce vreți dumneavoastră, să faci combinații. Și vezi după gusturi. Voi încerca să facem cu Vlad o filmare nu știu când, dar sperăm să o facem, pentru că ne-am pus în cap să mergem în zona LA-ului, unde noi stăm un pic, așa cum știți mulți dintre noastre, stăm un pic la vreo 30 și ceva de mile de LA, dar în zona LA-ului sunt foarte multe food truck-uri și grosul sunt, sau majoritatea sunt mexicani. Și vom încerca să facem, să vedem review-urile cele mai bune, să luăm câteva food truck-uri și să vă arătăm, să filmăm, în funcție și cum ne vor lăsa, să vă arătăm ce mâncare au și gusturile, credeți-mă, sunt fantastice. Avem noi bucătării extraordinare, noi românii, mai ales noi cei din Ardeal, care avem și influențe maghiare, dar credeți-mă că și au anumite mâncări foarte bune. Așa, bun, am lungit-o un pic cu vorba, lăsăm să mai fiarbă fasolea. Voi mai reveni cu filmări micuțe din, în timp ce vom amesteca în fasole și după aia voi reveni tocmai la sfârșit, când o să vă arăt ce am le-am pregătit acestor oameni. Revenim! Dragii noștri prieteni, pentru că așa se cade și așa este frumos, este colegul meu, eu îi spuneam Mircea, e adevărat că este un pic mai bătrân ca mine, dar din respect, este un ardelean de-a meu, este și de aproape de zona de unde mă trag eu, așa, este un coleg de-al meu aici în America, la această companie, și cu el împreună, el are, apropo, și el are școală de bucătărie, el are chiar școală de bucătărie și să știți că este un critic mare pentru mine și este foarte bine, așa. Cu el am făcut chestia asta, cu el facem de fiecare dată și dacă ne ajută Dumnezeu, vom mai face și alte lucruri și la Crăciun, nu ne-am ieșit, da, și sigur că da. La Thanksgiving, ce să sărbătorește și la Paști, dacă ne ajută Dumnezeu. Dacă nu, asta e, ne vedem noi măcar, așa. Și acum am să întorc să vă arăt. Am pregătit aici cârnăciorii, da. I-am pus în tavă frumos, o să... Deci ne-am ieșit, a pus peste ei puțin, puțin ulei, puțină apă, da? După care punem folie de aluminiu, o vedeți acolo pregătită, o să-i punem la cuptor cu un pic de folie de aluminiu și o să revenim când o să fie gata aproape tot. Revenim! Dragi noștri prieteni, revin cu încă, hai să zicem așa, ultima filmare înainte de a fi totul gata. Deci am lăsat-o la foc foarte mic, această fasolea noastră. Puteți să-i spuneți un fel de chili con carne, dacă vreți. Puteți să-i spuneți cum doriți, reinterpretată, dar nu este numele de chili con carne, și este de fasole, fasole barbecue, ceva de genul ăsta, pentru că are și un gust puțin așa mai dulce, să spun așa, aruncă către sosul barbecue asta. Eu cred că este și din cauza combinației cu ceapa multă prăjită. În fine, o lăsăm să fiarbă, să... foarte, la foc foarte mic, undeva la poate chiar 2 ore, 2 ore și un pic. Noi avem un pic cantitate mai mare, așa este. Și vom reveni când totul va fi gata. Revenim. Dragii noștri prieteni, am revenit cu finalul. Finalul în sensul că este gata această fasolica noastră, să-i spunem așa. Așa, am să vă arăt un pic așa cum arată. Deci, credeți-mă că la gust este fantastic. Într-adevăr, este foarte spicy. Am făcut-o așa cam cum trebuie făcută, spicy, adică foarte iute. Unii mi-au spus că putea să fie și mai iute, eu zic că este destul de iute. În fine, este vorba de preferință, fiecare de preferință, și o să le pregătim masa la băieții noștri, la cei care lucrează aici, pentru că asta ne-am făcut. Și o să revenim atunci să facem finalul acolo. Revenim! Dragii noștri prieteni, suntem gata cu masa ce am pregătit-o pentru colegii noștri și am să vă arăt puțin cum arată. Deci aici este acea fasole care v-am prezentat-o. Aici este cârnațul care l-am tăiat în câteva bucățele. Așa. Este salsa. Mexicani nu se poate fără salsa. Este niște castavete murat, niște jalapeno făcut la grill, să zicem așa. Muștar, bineînțeles, pâinea asta este foarte bună de la mexicani. Și aici avem niște sucuri. Asta le-am pregătit noi la băieți și acum aici sunt și cu colegii mei. În primul rând o să încep cu Vlad, pentru că pe Vlad îl știți, este și Vlad aici, o să vă povestesc câteva lucruri despre el. Cornel, poți să întorci fața către noi? Așa, ei sunt colegii mei și sunt colaboratorii noștri, sunt români toți. Nea Mircea îl cunoașteți, v-am făcut cunoștință cu el. Cornel, ridică și tu mâna, este Cornel, George, așa, colegii noștri. Îi așteptăm pe băieți și... asta a fost ce le-am pregătit noi pentru astăzi.
Da, o să vă arăt și câteva cadre după ce, ajungem, după ce ajung și băieții să vă fac așa în mare să vă arăt despre ce este vorba aici și revenim. Say hello! Ok, dragii noștri, ăștia sunt colegii mei. N-am să stau foarte mult pe ea, pentru că noi sărbătorim. Noi sărbătorim ziua muncii, practic, luni. Și asta este unul dintre motivele pentru care noi am ales să le facem astăzi o masă. Pentru că în fiecare vineri, patronul, ownerul nostru, le plătește o masă acestor oameni. Și asta a fost, practic, filmarea noastră de astăzi. Am făcut o filmare așa ad hoc, am vrut să vă arătăm și eu să vă arăt cam despre ce vorba. Da, sunt aici, mai înăuntru, o șapă aici, este un șap de mașini care... Într-adevăr, este și murdăria, nu este curată aici pentru că se lucrează cu fiere, cu materiale mari. În fine, aceasta a fost filmarea noastră și de astăzi, dragi noștri prieteni, și dacă v-a plăcut, dați-ne un like, dați-ne un subscribe și abonați-vă la canalul nostru, este gratis, nu vă costă nimica. Și a fost o rețetă ad hoc, o rețetă ad hoc în sensul că eu am mai făcut rețeta aceasta, v-am spus, dar este o rețetă care practic este, te joci cu ea, te poți juca în bucătărie, credeți-mă, deci nu... Nu este neapărat cantități, te joci cu ele, pentru că asta e una dintre rețetele care v-am povestit un pic în cursul acestei filmări, când poți să spui imaginația la contribuție în bucătărie și poți să faci niște lucruri faine. Încă o dată, aceasta a fost filmarea noastră, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, dați-ne un like, un comentariu, subscrieți-vă la canalul nostru dacă sunteți pentru prima oară și, așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!